Secretomanie din partea penitenciarului Rahova în cazul fostului deputat PSD Cristian Rizea. Deși legal ar trebui să fie încarcerat la Rahova, reprezentanții penitenciarului refuză să dea detalii și invocă regulile GDPR. Acestea nu s-ar aplica însă și informațiilor privitoare la locul de detenție al unui infractor. Potrivit lui Cosmin Andreica, președintele sindicatului Europol, informațiile legate de locul în care un deținut este ținut n-ar trebui să fie ascunse publicului. Mie îmi vine greu să cred că vorbim despre date cu caracter personal când vine vorba despre locul de deținere a unei persoane condamnate la executarea pedepsei cu închisoare. Până la urmă, inclusiv în legea de executare a pedepselor în România, se menționează expres faptul că penitenciarul în care este depus deținutul este cel mai apropiat de adresa de domiciliu. E păcat că nu comunicăm corespunzător ca și instituții publice atunci când există un astfel de interes din partea mass mediei și a societății. E clar că vorbim despre o stare de detenție a condamnatului Rizea și în acest moment el se află deja în penitenciar, așa cum ne uităm și în lege, în penitenciarul cel mai apropiat de adresa de domiciliu, ceea ce înseamnă că este penitenciarul Rahova. Inițial, autoritățile l-au ținut pe fostul deputat PSD Cristian Rizea la penitenciarul din Vaslui, cel mai probabil în tranzit spre Rahova. Autoritățile române au obligația de a asigura primele măsuri în situația unor persoane care, asupra cărora există un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Probabil că a fost depus cel mai probabil la Vaslui pentru a opta acolo și ulterior pentru a fi dus la penitenciarul din proximitatea domiciliului. Cristian Rizea a fost expulzat din Republica Moldova pe 27 aprilie și, ulterior, a ajuns pe mâna autorităților române. Fostul deputat PSD are de executat 4 ani și 8 luni de închisoare într-un dosar de corupție în care a fost condamnat în 2017. Cristian Rizea are însă probleme cu legea și în Republica Moldova, unde este inculpat pentru fals în declarații. Fostul politician este învinuit de procurorii moldoveni că atunci când a încercat să obțină cetățenia Republicii Moldova, a mințit și a afirmat că nu are probleme cu legea.